Înainte de a da cuvântul fratelui Paul Uțiu, aș vrea să refac o remarcă la câteva aspecte. S-a vorbit despre frică. Și frica asta este frica de ziua de mâine, frica de moarte, frica de veștile rele care vin din lumea aceasta și sunt multe alte frici. Suntem bolnavi de diferite boli și avem frica că vom trece din lumea aceasta. Această frică este numai la cei care nu au credință în Dumnezeu. Pentru că cei ce au credința în Dumnezeu nu mai au fricile acestea. Și ucenicii, când au fost cu Domnul, zice, nu vezi că pierim, că furtuna ne acoperă? Și Domnul ce spune? Puțin credincioșilor. Și după aceea face un semn și se liniștește și vântul și marea. Și ucenicii care au umblat atâta vreme cu Domnul și noi care umblăm de atâta vreme și cunoaștem acest adevăr și ne punem poate întrebarea, cine este acesta de care ascultă și vântul și marea? Păi fraților, cine este? Păi dacă avem încredere în el, și vântul, și marea ascultă. Vă mulțumesc! Îl ascultăm pe fratele Paul Uțiu. Pacea Domnului, dragii mei frați și surori, preobiții mei frați și surori și dragi invitați și iubiți oaspeți, săteni, dacă sunt, îi mulțumim Tatălui pentru că și astăzi suntem strânși împreună în jurul cuvântului. Dorim să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi așa cum ne aflăm, dorim să aline inimile, mințile noastre prin cuvântul său. Dorim să fie un balsam, dorim să fie o mângâiere, o încurajare. Amintea fratele Fănică, există atâta frică în lume, atâta necaz, atâta suferință, atâta prostie, atâta, nici nu știu cum să zici, lucru lumesc, egoism. Haideți să, eu aș zice, hai să încercăm fiecare zi, dar hai să încercăm astăzi cu atât mai mult că suntem împreună, unde sunt doi sau trei, aici suntem mai mulți de doi sau trei, haideți să ne ducem un pic cu mintea la lucrurile sfinte, să încercăm să ne alinăm sufletul în contra tot ceea ce se întâmplă în lume. Frate Fănico, nu știu unde ești, dar interesantă afirmația că cine e acela? Musai că-i Domnul. N-are cine să fie. Cine să fie altcineva? Acel care la un moment dat oprește totul. Acel care dă alinare, care dă liniște vieților noastre. Numai Domnul poate fi. Și îi lăudăm numele Lui și îl binecuvântăm. Cu ajutorul Tatălui, am dorit să ne apropiem de un subiect. Frate Fănică, până la câte? Mă anunța. Cu ajutorul Tatălui, am dorit să ne apropiem de un subiect, eu aș zice, al vremurilor noastre. Și în ce sens mă refer? Mă refer că alții au trecut pe acolo. Cine or fi ăia? Și la cine credeți că mă refer? Cine o trecut pe acolo și noi mai trecem o dată? Credincioșii dinainte. Sau evreii dinainte. Ei au trecut pe acolo. Și acum problema este... Presupunem noi asta sau suntem siguri
că ce au experimentat alții în trecut, pare să că trăim și noi astăzi. Și aș dori să citesc, deci imaginea meditației de astăzi ar fi cumva paralele în timp, sau imagini similare. Aș dori să citesc din, ca să ne bazăm pe Scriptură și nu pe ce zic eu, 1 Corinteni 10, cu 6. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie ca exemple pentru noi sau pilde pentru noi. Ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit aceia. Și acum, la cine se referă? La evrei. Și ce au poftit? Haideți să vedem ce au poftit. Au fost închinători la idoli, parafrazez versetele următoare. Au fost închinători la idoli, au desfrânat, au ispitit pe Hristos, pe Hristos, auziți? Și au murmurat. Astea au fost problemele lor. Și versetul 11 zice în clar, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră. Deci, dragii mei, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, pare să că eu probabil nu ați mai auzit spunând, dar e un adevăr dovedit, nu-i doar vorbit. Cine nu-și cunoaște istoria, o retrăiește și face exact aceeași greșeală care au făcut-o și cel dinaintea lui. Cine nu cunoaște prin ce au trecut evreii și ce au experimentat ei, credeți-mă că e sortit să treacă prin aceleași lucruri. Și știți de ce? Pentru că și ei au fost oameni și noi suntem oameni. Și ei au avut aceleași probleme și gânduri și noi le avem la fel, încă poate și mai și astăzi. Paralela în timp la care vreau să mă gândesc este perioada în care Domnul Iisus a fost atunci pe pământ și perioada în care El lasă să face niște lucrări. Este o perioadă, aș putea zice, 1 la 1. Sunt niște lucrări care se întâmplă astăzi sub ochii noștri și eu cred că e important să le vedem. Eu cred că e critic să le vedem, că dacă nu le vedem, trec pe lângă noi. Acum, în perioada când Domnul Iisus era pe pământ, dacă deschidem la Ioan, capitolul 1, spune așa, ei îl întrebau încă pe Ioan Botezătorul. Îl întrebau preoții și leviții. Deci cineva care știa sulul, știa cartea. Deci, dragii mei, nu au venit să întrebe romanii. Nu au venit să întrebe grecii. Au venit să întrebe acei care aveau sulul, cărții. Cine avea sulul, acela au venit să întrebe. Preotul și levitul. Și preotul și levitul, imagine, vine și întreabă pe Ioan Botezătorul, păi tu cine ești? Și acum ei știau că trebuie să vină Mesia. Și acum întrebarea este, din prima Ioan l-a spus, eu nu sunt Hristosul. Nu mă asociat, nu sunt eu Hristosul. Păi dar cine ești atunci? Ești Ilie? El a zis, nu sunt. Ești prorocul? A răspuns, nu. Observați cum ei știau ce trebuia să caute. Hristos, Mesia, Ilie, prorocul, știau exact ce trebuie să caute. Și de unde știau? Din sul, din carte. Din Cartea Sfântă știau, că ei aveau cărțile sfinte. Dar ați putea zice, dar păi nu l-o întrebat și pe Domnul Iisus. Păi ba, dar l-o întrebat și pe el, cum să nu? Și pe el l-o întrebat. Ioan 10. Haideți să vedem. În Ioan 10 zice așa, cu 24. Iisus, deci se plimba prin templu și iudeii l-au abordat și ei l-au înconjurat și i-au zis. Până când ne tot ții sufletele încordate? Până când? Dacă tu ești Hristos, spune-ne-o pe față. Și ce le-a spus Iisus? V-am spus. Și nu credeți. În schimb, eu direcționat spre ceva. Hai să zicem că nu credeau. Eu direcționat spre ceva. Spre ce eu direcționat? Să vadă. Spre ce? Spre ce? Spre lucrări. Obligatoriu spre lucrări. Era ceva vizibil cu ochiul natural. Era ceva palpabil, să înțeleagă și apoi să li se deschidă mintea.
Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți din noile mele. E dură afirmația. Pe cum nu erau din noile lui când ei aveau sulul în mână? Sulul legii sfinte a Domnului. Cum puteau să nu fie ei din noile lui? Pare să că se poate. Și acum problema este în felul următor. Astăzi în lume se întâmplă niște lucruri. Și putem să spunem clar că aici ai mâna Domnului. În ce se întâmplă? Pentru că adversarul nu dorește lucrul ăla, pentru că lumea nu dorește lucrul ăla, pentru că oamenii nu doresc lucrul ăla. Păi și atunci, cine îl face? Îl face cineva mai de sus. Hristos sau Mesia, proroc, Ilie. Deci ei știau sigur cum trebuiau să-l identifice. Și acum dorim să le luăm pe rând. Prorocul, Ilie și Hristos. Dacă deschidem la înapoi, la 1 Corinteni 10, acolo ne explică un picuț. Citim de la 2. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Auziți? Pentru Moise. Interesant. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pâinea vieții, apa vieții. Deja începe să ne lămurească. Toți beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca cine era? Hristosul sau Mesia? Aia era stânca. Deci, înseamnă că ce-au făcut ei atunci în Egipt, după ce au ieșit, s-a întâmplat la Domnul Iisus. Când a venit prima dată, El a fost pâinea, El a fost apa și continuă să fie. Și Moise ce zicea? Moise zicea în Deuteronom 18 cu 15, zice așa. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, ce? Ce va ridica? Un proroc. Deci ei știau sigur. De-aia au întrebat, tu ești prorocul? Și pe Ioan l-au întrebat. Și știau că trebuie să vină, trebuie să vină Ilie, trebuie să vină prorocul, trebuie să vină Mesia. Mai ce nu știu că toate astea sunt un singur lucru, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Nu i-au putut identifica forma, ei la lucrări trebuiau să se uite. Nu trebuiau să se uite că-i fiul lui Iosif, apoi că-i știm pe frații și pe surorile lor, a lui, că sunt mijlocul nostru. Nu trebuiau să se uite la înfățișarea lui, nu trebuiau să se uite la vocea lui, care probabil era o voce blândă, pașnic, era un păstor bun, simbolic. Dar un păstor nu urlă la oi. Un păstor nu-și ceartă oile fără motiv, le ceartă numai când e cazul. Un proroc, ca mine de el să ascultați. Este interesant, dragii mei. Ei trebuiau să îl recunoască pe prorocul. Acum prorocul care e Domnul Iisus pentru noi, nu mai e Moise, e Domnul Iisus. A început să-și facă lucrarea când a venit pe pământ, a depus prețul de răscumpărare. Și noi știm că el mai are niște lucrări de făcut după ce se termină viacul ăsta. Viacul ăsta evanghelic, viacul ăsta în care se alege o clasă. Și acum, în toată această perioadă, evreii, când ei umblau prin Canaan, ei trebuiau să țină de ceva, de niște învățături. De ce trebuiau să țină ei? Ce trebuiau ei să păzească? Legea. Obligatoriu trebuiau să păzească legea. Erau obligați să păzească legea. Lucrul acesta este expus în Deuteronom 6. Ascultă Israele, Shema Israel, e o rugăciune a israeliților. Iahve, Domnul nostru, este singurul Domn. Sau Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Este vorba de Dumnezeu, e unu și El e Dumnezeu. Asta înseamnă, e numai unu și El e Dumnezeu. Nu-s mai mulți, e unu singur Tată. Ei trebuiau să păzească. Mai jos zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. După aceea spune, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Ați observat? Aminteau și frații înainte, în fiecare zi trebuie să ne judecăm atitudinea noastră, starea noastră, faptele noastre. Dar pe baza a ce?
Că nu pe baza ce zic eu, omul, pe baza ce zice Domnul. Pe asta se judecă. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai unde? Unde trebuie să le avem, dragii mei? În inimă. Dacă nu le avem în inima noastră, le putem avea în minte până-i lume. Dacă nu le avem și în inimă. Să le întipărești fiilor tăi, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și între ochi. Am amintit de asta, nu amintesc acum, e vorba de semnul divinii pe mână și pe frunte, pe mâna dreaptă în Apocalipsă și pe frunte, e același semn cu a fiarei, în același loc își pune fiara amprenta. Amintea și fratele la prima oră. Dacă nu lași Duhul Sfânt să te călăuzească, te călăuzește altcineva, nicio problemă. Acel cineva are grijă să te călăuzească, cu siguranță. Dacă nu scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, apoi poți să scrii cât îi vrea pe toți pereții. Dacă nu scrii în inima ta, în ușorii inimii tale, poți să scrii pe toți pereții și să și ți le legi la mână, cum se întâmplă în general de multe ori. Dar inima, mintea, sufletul nostru trebuie să fie una cu gândirea divină, cu mersul lucrurilor înspre binecuvântarea împărăției care o așteptăm, înspre lucrurile sfinte, nu înspre plăceri lumești, agonisiri și multe alte lucruri ale răutății și ale veacului acesta. Deci asta făceau ei. Ei trebuiau să asculte, Shema, ascultă. Asta trebuiau să facă ei, asta trebuie să facem și noi astăzi. Dacă nu facem asta, avem mare, mare problemă. Dacă ascultăm de altcineva în afară de Domnul, avem mare, mare problemă. Acum, un lucru interesant care astăzi se dovedește tot mai mult, pare să că lumea e interesată să tot cerceteze într-una lucruri. Tot felul de lucruri. Mă, numai nu se satură, ca și grecii. Tot lucruri noi, lucruri noi, lucruri noi. Atenienii. Numai nu se satură. Dar știți ce le-a spus Domnul la evrei pe tema asta? Deuteronom 12. Vezi? Hai să citim la 29. Când Domnul Dumnezeul tău va nimici toate popoarele pe care le vei izgoni dinaintea ta, te vei așeza în țara lor. Vezi, să nu te lași prins în cursă. Este o cursă cu popoarele respective, a călca în urmele lor, călcând în urmele lor, după ce vor fi distruse înaintea ta. Și aici e secretul, ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor. În Biblie scrie, în Noul Testament, cercetați toate. Am se referă la asta? Să cercetezi toți Dumnezeii din lume, toate lucrurile lumii și apoi lua ce-a fi bun de la fiecare. Nu se referă la asta? Dumnezeu le-a spus clar. Ferește-te să nu cumva să cerceteze pe Dumnezeii lor. Și să zici cum slujau popoarele acestea Dumnezeilor lor, să fac și eu la fel. Pentru că există o problemă gravă. Dacă vă amintiți, versetul 31 spune că făceau lucruri grozav de urâte înaintea Domnului. Chiar și ardeau pe copii în foc. În momentul în care cercetezi lucruri care nu sunt sfinte, ce se întâmplă cu tine? Nu mai ești sfânt. Când te apropii de lucruri, exact cum ei atingeau lucruri care nu erau necurate, ei erau necurați. De aia omului Dumnezeu nici nu trebuie să se apropie de anumite lucruri. Și aici ai spiritul minții sănătoase, aici ai Duhul lui Dumnezeu care lucrează, să știi să deosebești stânga de dreapta, să știi să-ți dai seama când ești pe drum, am mai mintit eu glasul ăla care îți spune, nu te abate la stânga sau la dreapta, ai grijă, rămâi acolo, în Isaia. În Fapte 3, dacă vom deschide, la 19 spune așa, ne aduce mai aproape de timpurile noastre. Deși e o lucrare lungă, dar pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele. Deci sunarea, strigarea a început de atunci. Dar timpurile de înviorare, pare să că nu vin atunci,
Se pare că o trebuie să treacă un întreg veac evanghelic ca să vină niște timpuri de înviorare și încă trebuie să mai treacă timp să le vedem aplicate sub ochii noștri. Să poată veni prin prezența Domnului să trimită pe Cel pe care a fost rânduit mai dinainte pentru voi, și anume pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la timpurile restabilirii tuturor lucrurilor. Asta ne place nouă totdeauna să ne gândim și mă gândesc că sunteți în același gând. Ne gândim la acele timpuri de restabilire și atunci mai uităm de necazurile din ziua de astăzi, mai uităm de suferință. Când știm că Domnul le-a oprit odată pe toate astea, am obiceiul să spun, știți că oprirea lucrurilor vine și prin moarte, deci să știm și lucrul acesta, deci nu-i oprirea suferinței se face și așa. Dar moartea este o clipă pentru cel care e în mormânt. Cei care sunt aici suferă, dar cel care e în mormânt o clipă. Pentru el învierea instantă, nu se sesizează trecerea timpului. Timpurile de restabilire le dorim, dragii mei. Însă aceste timpuri despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților proroci din vechime. Și acum ne vorbește, cum spune Moise, a zis într-adevăr exact versetul din Deuteronom care l-am citit, în Deuteronom 18, acel proroc ca și mine. Este interesant că voi știți că Domnul Iisus au fost două feluri de eliberare a evreilor, din două robii mari. Două robii mari, deși ei au mai fost atacați și de asirieni, dar vorbesc de robia egipteană și robia babiloniană. Robia egipteană pare a fi o datorită lui Moise, care îi eliberează și care țintește spre prorocul, pare a fi o eliberare din moarte care a depus-o Domnul la cruce. Și este o paralelă tare frumoasă între întâia venirea Domnului și Moise când i-a scos din Egipt sau din țara întunericului și a morții. Domnul ne-a scos la cruce pe toți, din țara întunericului și a morții. Și acum, dacă stăm să ne gândim, cum? I-a lăsat Faraon să plece? S-a dus Moise la Faraon și i-a lăsat să plece. Nu s-a întâmplat așa, dragii mei. L-a convins din a doua încercare. Nici din a treia, nici din a patra. I-a trebuit 10 plăgi ca să-l convingă. Ultima a fost partea culminantă a încercărilor. Pare-se că n-am amintit, dar trebuie să amintesc fapte 1:11, unde spune că bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care a fost înălțat la cer va veni în același fel cum l-ați văzut mergând. Pare că este o asemănare între lucrările de atunci și lucrările de acum ale Domnului. Același fel. Lucrări similare. Și atunci dacă lucrările de atunci semănau cu ce a făcut Moise, ne duce într-o paralelă mai mare. Aici nu o să insist pe subiectul acesta, numai vă deschid, ca să zic, dorința de cercetare, dacă doriți. Vă amintiți câți ani avea Moise când i-a scos din țara Egiptului? 80 de ani. El nu i-a scos la 2 ani, la 3 ani, la 5, la 80 de ani. Vă amintiți când s-a născut Moise? Ce făcea atunci Faraon cu copiii? Îi omora pe toți. Și acum numai o imagine. 80 de ani, după 80 de ani, după ce trebuiau să moară, mureau copiii, erau omorâți copii pe patul de naștere, bărbați. După 80 de ani au ieșit. Dacă aducem în timpurile noastre, anii 50-60 s-au dat liber la avorturi. Dacă calculați, vedeți ce vă dă. Dar asta e ca discuție. Putem discuta în pauză. Galaten 3. Este interesant că toate aceste lucruri legate de proroc
legate de Domnul Iisus se întâmplă doar cu un anumit, cum să zic, doar cu un anumit punct. Și a vorbit fratele la prima oră, Spiritul Sfânt sau Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. În Galatenii se spune în clar că noi am putea să zicem, păi aia s-a întâmplat la evrei în vechime și nu mai are treabă cu noi. Dar nu e așa. Avem scris că ce au pățit ei, pățim și noi la fel. Avem scris în Galateni 3 cu 25, cu 26, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Și avem scris mai jos în 29, bine, zice că nu este nici iudeu, nici grec, toți sunteți una în Hristos, și în 29, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori potrivit făgăduinței. Moștenitori potrivit făgăduinței. Și atunci întrebăm, cine-i sămânța lui Avram? Sunt numai evrei? Nu. Intră și neamurile care îl cunosc pe Domnul Iisus. Intră și neamurile care cred în Domnul Iisus Hristos. Și atunci, ce amintea și fratele la prima oră, 4 cu 6, pentru că sunteți fii, deci ești fiul al lui Dumnezeu și crezi în Domnul Iisus Hristos, El îți trimite în inimă ceva, îți trimite acel Duh Sfânt, care Apostolul Pavel îl numește extraordinar de frumos, ca să știm cine e, Duhul Fiului, care strigă Abba, adică Tatăl. Și așa avem intrarea la Tatăl, lăudat să fie numele Lui. Deci am vorbit despre prorocul. Este interesant cum ei trebuiau să-L asocieze atunci. Cum era Moise atunci? Dar voi știți că mulți n-au dorit să-L recunoască pe Moise. Dar la fel s-a întâmplat și cu evrei atunci. La fel se întâmplă și astăzi cu mulți creștini. Numai nu vor să se apropie de Domnul. Văd anumite lucrări și nu vor să recunoască. Se întâmplă că vezi lucrare și în viața ta. Se întâmplă că vezi o minune în viața ta. Și spui că am avut noroc. Nu se poate așa ceva, dragii mei. Nu există noroc și ghinion și lucruri din astea. Există o lucrare a lui Satan care se întâmplă și face tot felul de lucruri rele. Domnul Iisus a spus asta, că dacă nu vă pocăiți și voi veți pieri la fel ca și aceia peste care au căzut turnul și aceia care au făcut cine știe ce. Dar există și o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului care te ajută și te sprijină în toate. Și acum am dorit să ne apropiem de al doilea punct, și anume Ilie. Despre Ilie, ei l-au întrebat și pe... Domnul Iisus a menționat că... Nu o să citesc acele versete. A menționat că despre Ioan, că el este Ilie care trebuia să vină. Dar acum este o imagine interesantă. Ei știau unde să-l caute pe Ilie, în profeți. Și în profeți spune așa, în Maleahi 4. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, aceea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii, copiilor spre părinți, că nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și acum este interesant. Această lucrare a prorocului Ilie, deși Ioan a intrat în această lucrare, nu el era identificat 100% ca și Ilie. El era unul dintre cei care intra în lucrare. E o lucrare mai mare, care prima dată a făcut-o Ilie atunci, a continuat-o Ioan, a continuat-o Domnul Iisus și o continuă creștinii mai departe. Este o lucrare mai mare. Ei știau că acest Ilie este asociat cu ce scrie prorocul mai sus, în Maleahi 4. Vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei mândri și toți cei răi vor fi ca miriștea. Și acum dacă Domnul Iisus, Ioan a făcut lucrarea lui Ilie, Domnul Iisus a făcut lucrarea lui Ilie, păi eu vă întreb ce foc a fost atunci? Ce a ars atunci? A fost foc, a fost distrugere, a fost ardere, dar simbolică. Ei nerecunoscându-l, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost împrăștiați în toată lumea. Au fost împrăștiați între toate popoarele. Dar acum
prorocul aici se referă la altceva, înseamnă că nu se referă la perioada respectivă, în urmă cu 2000 de ani, se referă la altceva. Și versetul 2 ne clarifică cumva la ce se referă la, despre acest Ilie. Și în versetul 2 zice așa: dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui. Deci ieși, veți sări ca viței din grajd. Este interesant că parcă ne conduce iarăși spre Domnul. Parcă iarăși îl asociază pe Domnul cu un soare al dreptății, cu o vindecare. Și acum voi știți, care vă treziți dimineața de vreme, poate la animale, poate aveți serviciu de vreme, voi știți că ziua, de fapt, începe cu o noapte slabă care încet, încet se face zi. Și abia după ore bune e soarele sus pe cer. Deci soarele acesta al dreptății are un proces, inclusiv cel natural. La fel Domnul Iisus are un proces, are niște lucrări care le face. Nu există click, cum dorim noi în zilele noastre, generațiile noastre de tineri, știți ce vor, dragii mei? Mulți dintre voi aici sunteți în vârstă, dar sunt și tineri și poate mă aud. Ar face bine să mă audă. Tinerii vor click, instant, când o comandat, o da click, i-a început filmul, i-a început comanda, a vrea două zile să-i vină acasă. Nu mai există răbdare, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu dorește la click. Se amintea și în prima oră, Dumnezeu nu judecă în 24 de ore. Dar de unde știm asta? De unde știm că nu judecă în 24 de ore? Au pățit, dragii mei, și alții la fel și, repet, evrei. Exact la fel au pățit ei. Și nu i-au judecat în 24 de ore. A fost o etapă, a fost un proces. Le-au dat timp. Le-au dat... Când a fost cu Moise în pustie, le-a dat 40 de ani. Un timp de încercare. Când a fost Domnul Iisus, au avut 3 ani și jumătate, după care o mai a avut, până a venit Nero și le-a distrus cetatea. Timpul se pare că la Dumnezeu este în mână și nu-i la noi. Dar Dumnezeu permite atâta timp cât e nevoie ca omul să nu zică n-am știut. Sau să nu zică eu n-am auzit. Și da, și dacă vor fi dintre aceia, în momentul învierii, cu toții vor fi luminați. În momentul învierii va fi un moment, așa cum s-a citit în Fapte, moment de restabilire, de înviorare, vremuri în care lumea își reintră în simțuri și își dă seama cine e de fapt Tatăl. Care e de fapt scopul vieții? Păi ce am făcut eu pe pământul ăsta? Mi-am mirosit viața. Am umblat prin țări străine. Să mă ierte cei care umblă. Poate ori veni acasă. Am umblat haihui să gonez. După ce? După ce? După bani. Am citit-o, soră, după bani. Ăsta e scopul. Ăsta e scopul. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și am face bine să avem toți, și ăștia care s-au acasă și aia care s-au acasă în altă casă, în altă țară. Nu poți să slujești lui Dumnezeu și lui Mamona. Oriunde te-ai afla, trebuie să stai liniștit și trebuie să stai în smerenia Tatălui. Să mulțumești Tatălui pentru toate. Și voi știți că Tatăl ajută. Atunci când ai mai mare nevoie, ajutorul vine de nici nu-ți dai seama de unde. Ilie. Ilie a avut o lucrare și Domnul Iisus are o lucrare astăzi similară. Ilie, în 1 Împărați 17 sau 18 de fapt, spune așa. Deci ei trebuiau atunci cu toți prorocii să facă jertfa și așa mai departe. Nu o să amintesc toate lucrurile acestea. 14. Până la cât am fănit? Până la 25. 25, ok. Mai am 10 minute. Nu mai pot aminti multe lucruri. Ilie a avut o lucrare interesantă. În primul rând, a expus eroarea. L-a expus pe Bal. Asta e o lucrare extraordinară. Și acum eu vă întreb, dacă Domnul Iisus atunci
a expus eroarea, i-a expus pe farusei și pe saducei, i-a numit fii ai diavolului. Așa i-a numit. Domnul Iisus, aspru i-a numit. Așa i-a numit. Și încă o dată repet, ce țineau ei în mână? Sulul cărții sfinte. Ascultați-mă, dar e critică. Asta e pentru noi, la fel sună și pentru noi. Ții sulul în mână și ești numit fiul al diavolului. Păi vă dați seama ce înseamnă asta. Cum se poate așa ceva? Pare să că se poate. Și atunci asta îmi sună mie și ție, dragul meu, frate și soră. Poți să ții sulul în mână, dar lasă-l să-ți transforme viața. Lasă ca acest cuvânt să lucreze în viața ta. Și atunci vei fi numit fiu al lui Dumnezeu. Expunerea lui Bal a fost cu cruzime, la fel a făcut la Ilie, i-a omorât pe proroci, la fel a făcut și Domnul Iisus, i-a numit fii al diavolului, la fel s-a întâmplat și în generațiile noastre, în care papalitatea a fost dată la o parte, adevărul a fost expus, tradus în limba ta, în mâna ta, gratis. Poate am mai amintit, dar amintesc iarăși. Nu știu câți dintre voi vă reamintiți, cuvântul Bal înseamnă stăpân, dar te duce și cu gândul la soț. În traducere înseamnă și soț. Soț. Voi vă dați seama ce înseamnă asta. Umbli după Bal, te trezești cu almire. Nu mai e mirele tău. E critic, obligatoriu. Trebuie să dai la o parte toți balii. Acum, Ieremia ne scutură un picuț în 2:8, unde zice păzitorii legii, ascultați, păzitorii legii, deci cei care au cartea în mână, nu m-au cunoscut. I-a scutura pe ei atunci, dar și pe noi astăzi. Tot am citit în Apostolul Pavel ne-a lămurit. Ce le-a fost scris lor ca pildă pentru noi? Tot. Prin ce au trecut ei, trei creștini astăzi? Dacă creștinul nu învață de la evreu și de la creștinii timpurii, păi repetă încă o dată istoria. Domnul lasă, dar nu-i nicio problemă. Repetă-o încă o dată liniștit, ca să vezi că se întâmplă încă o dată exact la fel. Prorocilor, păstorilor s-au răzvrătit împotriva mea și prorocii au prorocit prin Bal. Ascultați, dragii mei, cum prorocește lumea. Prin Bal. Păi cum să prorocești prin Bal când tu ai cuvântul legii sfinte? Au alergat după lucruri care sunt de niciun folos. 3 minute. Ui, ui, ui. Și mai am ultima parte. Am vorbit despre prorocul, am vorbit despre Ilie și Hristosul. Mesia. O să amintesc doar scurt. În Daniel 9, li s-a spus în clar, 70 de săptămâni, puneți mâna și calculați. În literă trebuiau să știe când vine Mesia. Literă, la milimetru. N-o știut. Matei 16 zice în felul următor. Fățarnicilor, fața cerurilor, Matei 16:3, fața cerurilor, cerului, știți să o deosebiți, semnele timpurilor, nu le puteți deosebi. Și acum să vedeți cu ce îi mustră. Îi mustră că versetul 9:8, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați gândit că n-ați luat pâini? Îi aduce cu ideea la înmulțirea pâinilor și a peștilor. Și știți cu ce îi mustră? Păi tot nu înțelegeți. Păi cum adică să nu înțeleagă? O mulțit niște pești și niște pâine și o mâncat toți. O făcut o hrănire, o minune extraordinară. Ce mai era de înțeles? I-a mustrat. Tot nu înțelegeți. Nici nu vă aduceți aminte și acum le explică ca să se leagă. Păi câte coșuri au fost primate? 5. Câte pâini? 5 coșuri de pâini. 5 cărți al lui Moise. Cât ați scos? 12 coșuri o strâns. O ieșit Israelul, ei o ieșit. A doua hrănire, 7. 7 e perfect, aia a fost el deja. Era sub ochii lor a doua hrănire și ei nu o vedeau. Simbolic. Și coșnițele tot 7, deci ceva perfect. Înțeles simbolic că ei trebuiau să-l recunoască și atunci. Deci prin minunile care se întâmplau. Ioan amintește așa, Domnul Iisus este cuvântul. Apocalipsa spune așa, numele Lui este cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu umblă în mâinile oamenilor de peste 100 și ceva de ani.
Și omul refuză să-și schimbe viața. Efectiv refuză să-și schimbe viața. Și mai bine merge la ale lui și își face treburile lui decât să se apropie de cuvânt. Adică de când lucrează Domnul. Poate mulți m-ați auzit, dar pentru cei care nu m-au auzit e important. Ce am eu în mână și aveți voi acasă, nu-i numai de 100 și ceva de ani, nu-i de mult timp. Nu a existat așa ceva, niciodată nu a existat în lume. Au existat suluri scrise în ebraică și în grecește pe bani foarte mulți. Atât au existat. Aveau 2-3, îi numărai pe degete cât aveau. Astăzi e gratis în mâna fiecăruia. Domnul e mai aproape de om astăzi decât a fost atunci când era pe străzile Ierusalimului. Orbii văd, a întrebat Ioan, pe cine-i? Ne spui, au trimis în închisoare să întrebe. Păi spuneți-i la Ioan ce vedeți, că orbii văd, șchiopii umblă și așa mai departe. Da, medicina face extraordinar de mari minuni, de peste 100 și ceva de ani. Lucrările sub ochii noștri, dar oare numai medicina? Sau și mintea țilimpezită? Sau numai șchiopătesc de ambele picioare și te-a ajutat Domnul? Dar nu fizic, simbolic. Deci se pare că e vindecare pe ambele părți, și literă și în spirit. Și apoi, dragii mei, Israelul, la Israel vreau să citesc, și mă apropii de încheiere, frate Fănică, mai mult să citesc Ieremia, pentru că aici ni se dă cheia. În Ieremia zice așa, o să citesc în 34, citesc și cu asta o să închei. Hai să nu citesc în Ieremia, citesc în Ezechiel, că nu pot citi atâtea. Citesc în Ezechiel 34. În Ezechiel 34 există niște imagini interesante pentru creștini și pentru evrei. 34:13, le voi scoate dintre toate popoarele, le voi strânge din felurite țări, le voi aduce în țara lor. Le voi paște, la cine se referă? La oile pierdute, adică la Israel. Și îi voi aduce în țara lor și așa mai departe, o pășune bună. Și interesant că spune clar, voi pune peste ele un singur păstor care le va paște pe slujitorul meu David. Deci cine le scoate? David, slujitorul David, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Israelul nu e în țară de voia Israelului, Israelul nu e în țară de voia lumii, lumea nu dă doi bani pe Israel. Israelul nu e în țară din voia adversarului, e doar din voia lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, a lui David ăsta de aici, care zice că eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și slujitorul meu David va fi un prinț, prinț. Voi vă amintiți în Isaia, vorbește de prinț al păcii. Isaia tot așa spune. Deci este interesant că sunt niște lucrări care le face Dumnezeu cu izraeliții și versetul din Ezechiel 20:34 sau 33, eu însumi voi fi împărat peste voi cu mână tare și cu braț întins, vărsându-mi mânia, vă voi scoate din mijlocul popoarelor. Observați că Domnul e împărat. Aici e vorba de Dumnezeu, dar lucrarea o face prințul, David, păstorul. Îi scoate cu mână tare, cu braț întins, dar-și varsă mânia. Este o lucrare care este cu mânie și cu judecată, spune aici, față în față cu voi. Dragii mei, lucrările acestea sunt sub ochii noștri. Ce au trăit evreii în trecut, retrăiesc creștinii astăzi. Și noi am face bine să luăm aminte la ele. Să, văzând că ne apropiem atât de tare de acel punct climatic al încercărilor și a durerii, pare-se că sufletul nostru trebuie să fie tot mai aproape de cartea aceasta sfântă, de Domnul Iisus, de Dumnezeu. Să fim întăriți prin Duhul Sfânt, să fim mângâiați de acest paracletos și să ne lumineze calea înspre împărăție, să nu stăm în întunericul ăsta de afară care bântuie astăzi. Lăudați să fie numele Lui pentru toate. Amin. Da, fraților, este foarte interesant de ceea ce amintea și fratele Paul, că poruncile să le avem în inimă. Bun, le avem în inimă poruncile, dar ferice de cel ce le are în inimă
și de Cel ce le împlinește. Că dacă le avem scrise numai și nu se văd în viața noastră de zi cu zi, și aici am putea discuta mult despre acest lucru, voi judecați cum stau lucrurile. Bine ar fi să fim mai realiști în problema aceasta, de a ști, de a avea poruncile scrise în inimă. Apoi s-a amintit despre judecată. Acum, când vorbim despre judecată, noi înțelegem că vorbim despre o examinare, da? Foarte mulți oameni poartă frica aceasta a judecății. Vin judecățile Domnului. Dar ce spune prorocul? Când judecățile Domnului se vor împlini, ce-or face locuitorii? Păi, fraților, asta este. Și atunci de ce să ne fie frică? Nu trebuie să ne... Atunci vom învăța să fim drepți. Dar nu după dreptatea mea, ci după dreptatea celui care are dreptate. Înainte de a cânta cântarea 275, vreau să mai aduc salutările de iubire frățească din partea familiei Țânțaș, din satul mare, și a fratelui Toader și sora Irina. După cântare, îl ascultăm pe fratele Cornel Brie.